Ne aflăm pe șantierul de construcție a primei autogări din municipiul Târgoviște, a primei autogări publice de după 1989. Este vorba de un proiect finanțat pe fonduri europene, un proiect care vizează, așa cum se vede în spatele nostru, construcția unui depou pentru toate cele 40 de autobuze pe care administrația locală târgovișteană le are astăzi în proprietate, de fapt sunt proprietatea municipiului Târgoviște, în exploatare. Este vorba de o componentă a programului de modernizare a transportului public în comun din Târgoviște. Despuneam, se construiește un depou, de asemenea se construiește aici una din cele trei stații de capăt pe care le presupune investiția în discuție. Este vorba de o stație de capăt cu toate facilitățile necesare, câteva zeci de locuri de parcare, cu o sală de așteptare, cu tot ceea ce este necesar pentru a putea discuta de o autogară cu adevărat europeană aici la Târgoviște. Despuneam că se construiesc trei asemenea stații de capăt. Una se construiește aici chiar lângă depou și chiar lângă sediul, viitorul sediul al operatorului de transport municipal din Târgoviște. De asemenea, una se construiește pe Bulevardul Unirii, acolo unde funcționează acum operatorul, iar una se construiește pe șoseaua Găiești, undeva la marginea municipiului Târgoviște, astfel încât să putem să creăm facilități de preluare a fluxului de călători prin sistemul de transport public local din Târgoviște, dar aceasta este numai o primă parte a ceea ce înseamnă modernizarea transportului public, pentru că vrem ca pe programele de finanțare europene care sunt acum în pregătire să extindem acest tip de transport public și în zonele periurbane și de asemenea să mai construim niște facilități de transport, inclusiv asemenea stații de capăt în mai multe puncte de la periferia municipiului Târgoviște. Ca și element de noutate legat de acest proiect, vreau să menționez că săptămâna aceasta se va scoate la licitație publică și ultima componentă importantă, este vorba de componenta care vizează dotarea, spre exemplu, a stațiilor de capăt cu automat, a stațiilor de călători cu automate de emitere a biletelor și a cardurilor bancare. De asemenea, în autobuze vor fi instalate echipamente prin care se va permite călătorilor să se plătească și cu cardul bancar și cu telefonul, iar de asemenea vor fi echipamente cu opțiune de validare pe care le vor avea conducătorii auto, deci vor fi numeroase posibilități de plată, numeroase posibilități facile, astfel încât să putem să scăpăm cât mai rapid și de bilete, să putem să scăpăm cât mai rapid și de, eu știu, de statul la coadă și așa mai departe. Și toate acestea vor fi implementate până la finalul acestui an. De altfel, proiectul conține, în afara construcțiilor de care am discutat, acelor trei stații de capăt, a depoului, mai presupune și reabilitarea pasajului de lângă PAFCOM. De asemenea, lucrările care au debutat și pe Bulevardul Regele Carol, lucrări care vor fi efectuate pe strada locotenent Stean cu Ion sau pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, în cadrul celui mai mare proiect accesat de către administrația locală târgovișteană. Și repet, până la finalul acestui an vom avea un rezultat care va însemna schimbarea radicală a sistemului de transport public local din municipiul Târgoviște. Deja avem în circulație autobuzele, dar proiectul este mult mai amplu, așa cum am arătat mai devreme.